Salut, sunt Adrian Boioglu și astăzi am o jucărie nouă pentru tine. Și nu pentru tine, cât pentru confortul tău și al familiei tale. Despre ce este vorba? Este vorba despre o cutie uriașă care depostește un Mi Robot Vacuum Mop Pi. Ce este? Este un aspirator care nu e un simplu aspirator robot, ci este un aspirator care are și parte de mop. Este făcut de Xiaomi, este o jucărie pe care am testat-o în ultima săptămână și de care sunt foarte mulțumit. Vă dezvălui chestia asta de la început, sunt foarte mulțumit. Am să vă arăt care sunt părțile componente, am să vă arăt cum se mișcă, ce știe să facă și cât de repede poate să curețe o cameră, cum este aceasta în care ne aflăm, o cameră care are undeva la vreo aproximativ 30 de metri pătrați. Acesta este aspiratorul cu mop de la Xiaomi și am să vă arăt mai întâi părțile componente. El se bagă în priză și are aici undeva, hai să dăm puțin la o parte aspiratorul, are baza, care este aceasta de aici, unde știe să meargă singur atunci când este nevoie. Să-l punem la loc. Da, a început încărcarea, îmi spune. Îi desfacem acest căpăcel și are înăuntru un buton de home, știe să se întoarcă acasă, un buton de power, o perie care va fi folosită pentru curățarea, eu știu, părților interioare după ce ai aspirat. Și aici este o cuvă în care el adună... Da, ne spune atunci când scoatem această cuvă, acest compartiment, să nu o băgăm în apă. Are un filtru aici de aspirat, apă se poate pune în el pentru partea de mop. E tare vorbăreț. Bun, acesta ar fi aspiratorul, în partea din față are un senzor infraroșu, în partea de jos, n-am să-l întorc acum, dar are câteva rotițe, o perie și partea aceea de aspirare. Cel mai interesant lucru și cel mai dorit de către toată lumea, cu siguranță, este modul în care el acționează și asta vă voi arăta în minutele următoare. Bun, aceasta este aplicația, este aplicația Xiaomi Home. Atunci când o deschizi, ești prezentat cu un ecran care îți arată harta. Mie mi-arată harta unei încăperi, care nu este aceasta în care ne aflăm acum, ci a bucătăriei din casă. Bun, haideți să vă arăt ce știe și ce vede la început. Mai întâi măsoară, îți scanează toate colțurile și toți pereții și îți vede suprafața camerei, după care îți spune durata în care a făcut ultima operație, în cazul acesta este vorba de 26 de minute, și câte baterie are, este vorba de 100%. În partea de jos sunt alte butonele, îți arată cât la sută are baterie, este vorba de full în momentul de față, butonul de start, și are mai multe moduri de funcționare. Modul aspirator vacuum, vacuum and mop, adică vacuum și aspirator și mop, sau doar mop. Iar ca și putere de aspirare poate să fie silențios, și aici chiar este destul de silențios, standard, medium sau turbo. Turbo nu face mai repede, ci probabil că aspiră puțin mai tare și atunci face ceva mai multă gălăgie. Iar ca și nivel al apei, ai modul low, medium sau high, scăzut, mediu sau ridicat, și aceste moduri pot fi, eu știu, modificate în funcție de cât de bine vrei să-ți clătească, să spele ceea ce ai de spălat cu el, o podea, un parchet și așa mai departe. Iar aici în aplicație mai avem niște setări suplimentare. Avem un cleaning history, îmi spune că a mers de când l-am resetat, de când l-am primit, în total a curățat 276 de metri pătrați, durata totală 6 ore și 6,3 ore, a fost folosită 20 de ori. Și mi-a arătat aici fiecare, eu știu, istoria spălărilor pe care le-a și măturilor pe care le-a făcut. La fiecare dintre ele îți arată o hartă, suprafața aspirată, durată și așa mai departe. Ce mai avem în meniu? Dacă ai
curățări, aspirări sau curățări programate. Evident, poți să le aspiri, poți să le programezi de aici din aplicație. Dacă vrei, de exemplu, să lucrezi atunci când ești plecat de acasă sau atunci când ai de lucru în birou, să zicem, și vrei el să-ți curețe în bucătărie și așa mai departe. Ai o funcție prin care poate să-ți curețe pe marginea camerei, să-ți facă un secondary clean-up, adică să-ți curețe de două ori, să-ți aspire de două ori o cameră. Ai o funcție de do not disturb, pe care poți să o activezi astfel încât, chiar dacă este în lucru, între anumite ore, la mine, de exemplu, între 23 și 9 dimineața, nu pornește aspiratorul, nu face gălăgie și așa mai departe. O ajustare a volumului pentru voce. E destul de gălăgios, așa cum ați văzut, destul de vorbăreț. Poate să aibă vocea, să dai pe on sau off. Setări de voce în plus aici, în acest meniu, și ai diferite limbi, mai multe, engleză, chineză, germană și așa mai departe. Româna nu este printre ele, din păcate. Ce mai avem? Poate să-și aducă aminte o hartă pentru o anumită cameră, poți să-i creezi un zid virtual sau o zonă restricționată, astfel încât, de exemplu, dacă ai un copil care se joacă, un bebeluș care se joacă într-o anumită zonă în cameră, să nu se ducă în zona respectivă, să zicem, sau, eu știu, animăluțe, sau vrei să protejezi o anumită zonă pentru că ai un device electronic sensibil și așa mai departe, poți să editezi suprafața pe care el o vede și, eu știu, să-i pui anumite, eu știu, suprafețe în care să nu ajungă, dacă vrei. Poți să-i resetezi harta, ai o telecomandă din care poți să-l ghidezi în sus, înainte, în spate, stânga, dreapta, dacă vrei să-l pui să culețe manual. Ce mai avem? Numele roboțelului. Poți să-i setezi locațiile și, ce mi-a plăcut încă de la început, primul lucru pe care l-am făcut atunci când am deschis și l-am instalat prima dată, a fost să îi verific dacă are firmware-ul la zi și nu l-avea, am făcut un update, am ajuns să facem un update de firmware nu doar la un device, un telefon mobil, ci și la un aspirator. Setări adiționale, legal information și așa mai departe. Bun, haideți să vedem cum face. O să-i alegem mai întâi să meargă pe vacuum și mop, pe aspirator și mop. O să-i dăm puterea de aspirare pe standard și o să-i dăm nivelul de apă pe mediu, ca să spele mai bine podelele. O să-i dau start. În momentul în care îi dau start, el începe să se învârte, să scaneze camera și să vadă ce e de făcut. Am să-i dau start numai pentru o scurtă perioadă și după aceea îl voi întoarce înapoi la doc, numai ca să vedeți ce înseamnă această mișcare. Haideți să-l pornim. El scanează mai întâi camera, se întoarce de jur împrejur ca să vadă pereții sau obstacolele pe care le întâlnește. Asta e prima mișcare pe care o face. Bine, acum suntem și noi, eu, colegul meu Adi, cameramanul, colegul nostru Paul, producător undeva în background și așa mai departe. Dar este bine că poate să vadă orice suprafață și să le ocolească. Vedeți foarte bine cum le ocolește. Acum lăsăm pe roboțel să-și facă treaba, să meargă la lucru. Are funcție de mop, respectiv de aspirator. Cum ziceai tu? Să duceți camera undeva aici, pentru că și nu aș trebui să facă, să se vadă cum e pierdut, știi? Nu facem ce așa. Dar așa e mai altă, că se vede la... Asta pe care folosesc ca... E un bio.
se ridică colțul acum. Nu vedem pe ce parte. Încercăm să vedem acum ce se întâmplă atunci când aspiratorul vrea să se întoarcă la bază, pentru că face chestia asta de unul singur, dar are obstacole. I-am pus două scaune pe lângă el. Haideți să vedem. Returning to the dock to charge. Se pare că l-am păcălit, se cam învârte în loc și nu știe încotro să apuce. Ah, încearcă acum, haide să vedem. Împinge scaunul cu totul. Și acum ar trebui să scaneze cumva zona și să vadă că în partea cealaltă este docul. Să vedem dacă reușește să-l vadă. Nu-l vede? Haide să-l ajutăm puțin. Dacă îi luăm scaunul, el trebuie să vadă acum docul. L-a văzut. Acest aspirator de la Xiaomi este unul foarte bun din punctul meu de vedere, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, vorbim despre un device care costă undeva la aproximativ 1400-1600 de lei. Nu este așa cum sunt cele de la Roomba, la 40 de milioane, 4500 de lei, să știu, prețuri mai mari. Deci prețul este destul de accesibil. Doi la mână, are și parte de mop și are și parte de aspirator. Vine cu două lavete speciale pentru mop, care sunt care pot fi spălate și refolosite de altfel. Vine cu două filtre și cu două cuve din acestea pentru spălat și pentru aspirat. Poți să-l cureți destul de ușor. Apropo, aici este un aspect. Ce bine ar fi dacă ar exista și un robot care să-ți cureze robotul după aceea. Unul care să-l ia și să-l ducă să-l spele, să-l scuture de gunoi și așa mai departe. Iar în cazul nostru, acum când am făcut filmarea cel puțin, a lăsat niște bucățele mici de cereale între firele ceva mai lungi de la covorașul din living. Este normal până la urmă, sau nu este normal până la urmă, dar e de înțeles într-un fel, pentru că sunt firele mai mari și probabil la acea mișcare pe care a făcut atunci când a trebuit să urce pe covoraș, a lăsat niște mizerie în urmă. O să-l punem să curețe singur tot livingul și probabil că va curăța inclusiv acea parte. Concluzia mea este un device bun, un device la un preț accesibil, își face treaba destul de bine, este suficient dacă îl lași într-o cameră singur să curețe. La mine o bucătărie de 20 și ceva de metri pătrați o curăță atât de bine încât, cum să spun, a ajuns să curețe chiar și sub dulap, acolo unde eu nu ajungeam să curăț. El se strecoară pe sub dulap și
și reușești să se curețe în acele zone. Evident, dacă ai un dulap puțin mai cu piciorul și puțin mai înalte. Un device care își merită banii din punctul meu de vedere și care merită folosit și ar trebui să existe, cum să zic, un standard, dar ar trebui să ne obișnuim că ideea de acum înainte ca astfel de roboței, nu roboți care, eu știu, împușcă oameni pe stradă sau sunt polițiști, cum era RoboCop, dar astfel de roboței pentru task-uri în acestea casnice sunt excelenți. Să poate să-ți dea cu un mop, să poate să aspire casa, dacă ar fi unul care să facă și cartofi prăjiți sau, eu știu, alte chestii genul ăsta mai importante, ar fi cu atât mai bine. Cam atât pentru boio.ro. Eu sunt Adrian Boioglu și acum mă duc la masă, iar roboțelul va rămâne în living să facă, eu știu, puțină curățenie în urma ceea ce tot el a făcut.